ocazia celei de-a 18-a ediție a Săptămânii Limbii Italiene în Lume, care se desfășoară în perioada 15-21 octombrie și care are tema Societatea Culturală Româno-Italiană Dante Alighieri din Craiova și secția de limbă italiană a Facultății de Litere din Craiova, organizează în lectoratul italian al Universității Craiovene mai multe activități. Începând de astăzi până sâmbătă, adică în perioada 15-21 octombrie, se sărbătorește în toată lumea a 18-a ediție a Săptămânii Limbii Italiene. Tema ediției din acest an este Italiana și rețeaua, adică rețeaua internet, rețelele limbii italiene. Cu această ocazie, lectoratul italian împreună cu Societatea Dante Alighieri au pregătit câteva acțiuni și cea la care asistați în prezent este o masă rotundă la care participă studenții din anul întâi, care acum sunt la al treilea curs de limba italiană, și profesorii de limba italiană, de fapt profesoarele de limba italiană, respectiv cea care vă vorbește, colega Nicoleta Călina și colega Ramona Razia, care sunt conferenția respectiv lectori și predau limba și literatura italiană celor de anul 1, 2 și 3 de la secția noastră de limba italiană. Studenții de anul 1 au participat la o masă rotundă care a avut ca temă modalitățile de furnizare a limbii italiene, mai ales în mediul online. Sunt foarte bucuros să mă aflu în cadrul acestei acțiuni a limbii italiene. Mă bucur că există o săptămână a limbii italiene, iar prezența mea aici este o mare realizare pentru că așteptam de mult un moment ca acesta. Această masă rotundă a punctat niște lucruri pe care eu nu le-am aflat până acum și sperăm ca în curând să avem și mai mulți adepți și pe internet vom vedea mai multe relații și mai multe detalii despre această acțiune. Noi suntem studenți în anul întâi și suntem tare bucuroși să ne aflăm la această masă rotundă în care se discută despre modalitățile de difuzare a limbii italiene. Mă bucur să fiu prezentă la această masă rotundă, unde de altfel am aflat de existența unei săptămâni a limbii italiene, unde ni se oferă nouă studenților din anul întâi să aprofundăm cât mai mult limba italiană. Miercuri, de la ora 10, va fi proiectat filmul La Vita e Bella cu o prezentare a lectorului universitar dr. Ramona Lazea.